Bună ziua! Așa cum v-am obișnuit în fiecare zi pe excel-specialist.ro, găsiți tutoriale video despre cum funcționează Excel, anumite probleme specifice și vă așteptăm să puneți întrebări și să comentați, să discutați pentru a crea o comunitate unită. Astăzi aș vrea să vă prezint și aș vrea să discutăm un picuț despre validarea datelor. Validarea datelor este o chestiune destul de importantă în Excel, deoarece nu vă lasă să introduceți orice fel de date ați vrea dumneavoastră în căsuță. Deci, puteți ca în anumite situații să puneți restricții pe ce date se introduc în căsuța respectivă. Această chestiune este foarte utilă în Excel atunci când aveți un fișier mare la care lucrați și vreți ca datele din căsuțele respective să fie introduse în același fel de fiecare dată. De exemplu, dacă odată la departament introduceți vânzări, altă dată introduceți departament vânzări, altă dată introduceți compartiment vânzări, altă dată introduceți vânzători, de exemplu, în momentul în care veți vrea să prelucrați datele alea, va fi foarte dificil. Pentru un om, datele reprezintă același lucru. Știm că se referă la departamentul de vânzări, dar pentru computer nu este același lucru. Și atunci, pentru a putea folosi datele respective într-un mod eficient și a introduce de fiecare dată aceeași valoare în același fel într-un tabel Excel, este bine să folosiți validările de date. Astăzi aș vrea să discutăm în mod special despre liste. Cum se creează liste derulante în Excel? Da? Într-o astfel de căsuță puteți să creați o listă derulantă și din care să alegeți valori. Este o validare de date pentru că nu vă permite să introduceți în căsuța respectivă decât una din valorile prezente în lista respectivă. Hai să vedem cum funcționează. O să facem un cap de tabel în care aș vrea să introduc în coloana A departamentele unei companii, dar de fiecare dată aș vrea să introduc aceeași valoare. Pentru asta aș vrea să am o listă derulantă. Ținând cont că lucrez cu text și nu cu cifre, aș vrea să am o listă derulantă, dar lista derulantă funcționează la fel de bine în cazul textului sau în cazul cifrelor, dar în cazul textului este de recomandat a fi folosită pentru că se pot, așa cum vă spuneam la început, da denumiri diverse pentru diverse departamente, de exemplu, care pentru noi înseamnă același lucru, dar pentru computer nu. Bun. Am să merg în sheet-ul 2 și am să creez o listă de departamente. Să zicem vânzări, logistică, contabilitate, achiziții și să mai zicem administrativ. Administrativ. Ok. Asta este lista noastră și aș vrea ca atunci când fac click pe căsuța numărul 2, să-mi apară o listă derulantă din care să aleg căsuțele respective. Da, așa ceva e posibil în Excel și o să vedeți cum. Ținând cont că e vorba de date, o să merg în meniul Data. Am aici un buton care zice Data Validation. Fac click pe el și merg pe Data Validation. Îmi apare o căsuță de dialog în care am Validation Criteria. Allow. Selectez de aici List, adică vreau să-mi permită o listă. Merg pe Source, aleg Sheet-ul 2 și selectez lista cu departamentele. În momentul când i-am dat OK, observați că mi-apare o săgeată mică în dreptul căsuței și nu voi putea introduce decât valorile de acolo. Ca să formatez și celelalte căsuțe în același fel, am să trag în jos de clasicul buton negru din stânga, din dreapta jos a căsuței. Ok, în momentul în care mă poziționez pe fiecare căsuță până acolo până unde am tras, da, o să-mi apară o săgeată în partea dreaptă. Asta înseamnă că am o listă din care să aleg. În momentul în care aleg vânzări, de exemplu, în cealaltă pot alege logistică, contabilitate și tot așa. Nu pot introduce, vreau să introduc aici de la tastatură o comercial, să spunem. Nu mă las. Îmi spune că valoarea introdusă nu este validă. Ok?
Asta se întâmplă în cazul listelor. În condițiile în care vreau să updatez lista respectivă, pentru a nu face din nou operațiunile de selectare listă și validare de dată, pot introduce o căsuță nouă aici și să-i spun call center. Call center. Da? În momentul când i-am dat click, ea o să-mi apară deja în valoarea pe care, în valoarea de selectare din căsuțele pe care deja le-am formatat în felul ăsta. Cam atât pentru azi. Sper să vă fie util.